Salut Europa și bine v-am găsit! Aici îl avem pe, ca și invitat, îl avem pe Sebastian, care are o problemă medicală care pe mine m-a și îngrijorat, dar și uluit în același timp. Dar mai bine să aflăm de la el despre problema sau problemele pe care le-a avut de ce timp? 2016. Din 2016. Vizionare plăcută și vă rog să fiți atenți pentru că oricui îi se poate întâmpla acest lucru de neimaginat. Salut, să trăiești! Bine ai venit! Salut! Mulțumesc de invitație! Cu plăcere! Problemele de sănătate au fost destul de grave. Am avut un accident vascular. La vârsta de 18 ani. Da. Adică atât de tânăr, când alții se gândesc, nu știu, uite ce sănătos sunt, uite ce pot să fac, uite ce în putere mă simt, uite ce îmi este... Ori am viața, știi, la orizont și exact. Pot să fac orice doresc exact. Și așa mai departe. Da, problemele au fost destul de grave. Accidentul s-a întâmplat în 18 decembrie și mi s-a spart o arteră și mi s-a inundat creierul cu sânge. Seara s-a întâmplat asta. Atunci tata am strigat după el. Nu se știa despre ce e vorba. S-a panicat și el. Normal, sigur că da. S-a panicat. M-a găsit pe jos. Și atunci prima dată am strigat și după aia a venit afară, din cameră la el și m-a găsit pe jos și atunci i-am spus că nu mai este mâna și piciorul și de acolo nu mai știu absolut nimic ce s-a întâmplat. Pe ce parte? Dreapta? Pe partea dreaptă, da. Operația este pe partea stângă. Atunci tata... Deci partea are legătură, emisfera stângă este cu exact, partea dreaptă. Cu dreaptă, exact. Creierul este în nu-i... Oglindă, ca să zic așa. Oglindă, e contra. Da. E X în X, creierul. El, partea stângă are funcțiile pe partea dreaptă și partea stângă pe... Pentru și partea dreaptă. Pe dreapta, exact. Ca să înțeleagă oamenii. Exact. Nici eu nu am știut. Deși exact. Am învățat treaba asta la anatomie, dar exact. Le-am uitat. Da. Atunci tata a sunat repede la ambulanță în Vidembrug. Au venit după mine, m-au dus la spital. De acolo mi-au făcut un CT. Da. Un computer tomograf. Exact. Și atunci ce au găsit când problema, atunci i-a spus la tata că nu-i de ei, că o să trebuiască că mă duce ei, au sunat deja automat la spital în Ham, au venit după mine, m-au dus la Ham și atunci... A doua zi au încercat ca să-mi facă o embolizare ca să-mi lipească vena, cum ar wow. fi. Explică-le la oameni ce înseamnă embolizare, te rog. Exact, nici 100% cum se procedează, dar se bagă prin artera femurală. Femurală, da. Exact. Un tub prin care se mai bagă prin tub se mai bagă ceva soluție și o substanță de contrast. De contrast, exact, și un ca un fel de lichid care ca să lipească
unde e problema. Am înțeles, da. Wow, și... ce tare, ce departe a ajuns tehnologia medicală. Exact, exact. Dar după 2 zile nu a fost ok. O trebuie să mă ducă la alt spital, la Bochum. Da. Atunci am intrat deja în probleme destul de grave. Deci tu tot timpul ăsta, mâna dreaptă cu piciorul drept? A fost egal zero. Adică nu am mai avut forță, n-am mai avut nimica. Deci n-am mai avut putere. Nici n-am mai știu, n-am mai putut să mai vorbesc, n-am mai... Deci, ca și în comă. Deci... Da. Și atunci cei de la HAM m-au dus la Bochum. Și atunci m-a dus cu elicopterul, am intrat deja într-o comă, ca un fel de comă, și au zis că este destul de grav, care trebuie să mă opereze deschis. Și atunci, într-adevăr, m-au operat, mi-a tăiat din craniu ca să înțeleagă la creier. Să, exact, ca să înțeleagă toată lumea. Și după aia totul a fost, operația a durat foarte mult, deci orele nu știu 100%. Oricum cam 4 ore 100%, deci e clar. Și atunci m-au băgat o placă de titan, o placă, și atunci a fost ok. Tot a fost diferență de 2-3 zile. S-a întâmplat al doilea accident, cum ar fi, când m-au dus la spital, cu elicopterul. Și atunci, de acolo m-au dus, după operație, m-au dus înapoi la HAM, m-au dus. După aia mi-au făcut o radiografie ca să vadă dacă totul e în regulă, ca să sângele care a rămas în corp, să vadă dacă s-a scurs, că am avut foarte mult sânge. Deci, practic, pentru faptul că s-a spart vena respectivă, s-a inundat creierul. S-a inundat cu sânge, da, creierul. Da. Wow. Toată partea stângă. Pe partea unde e... Funcția locomotorie. Exact. Totul ce înseamnă de vorbire, vorbire, de mers, de... Exact. Am înțeles. Exact. Și atunci a fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. N-am mai știut să mai vorbesc, n-am mai știut familia mea, n-am mai știut absolut nimic. În timp, Am început să mi-aduc aminte cine sunt, dar asta a durat cam, să zic, cam diferență de 2 săptămâni după operație. Și atunci, treptat, am început să mi-aduc aminte. Și atunci a fost tot înspre bine. Dar cu problema că semipareza a fost o perioadă destul de lungă. De lungă durată, cam 2 ani, cam 2 ani de zile a durat, fiindcă au spus și doctorii că o semipareză nu se repară după zi pe alta, e durează ani buni. Deci asta e foarte mult durat.
și acum am, nu mai am semipareză, e hemi, e cea mai mică funcție de De pareză. pareză, da. După aia, asta au fost în 2016 spre 17. După 6 luni, am primit acasă de la spital, de la HAM, că ceva nu e în regulă. Că trebuie să mă duc de urgență înapoi. Ok, am mers înapoi și mi-au găsit încă 5 vene care erau pe creier, care și alea s-au făcut în acela an, în 2017. Și atunci a făcut tot așa prin embolizare. După aia mi s-a mai găsit încă o venă, exact tot când am făcut embolizarea. Toate au fost pe partea stângă, nu? Toate pe partea stângă, exact. Și atunci au spus că deja e prea complicat, nu-i de-i, adică ca să e problema că a fost nu pe creier, a șaptea venă a fost în interiorul creierului Wow. Mai și dificil. exact. Și atunci automat ei deja nu mai put, nor au avut astea Sculele medicale în așa fel încât să o exact vadă, să o, exact nu? ca să o repare și pe aia. De acolo m-au trimis de la HAM m-au trimis la ZOST, la un spital Da. de neurologie la fel. Mi-au făcut investigațiile, mi-a făcut MRT. Au spus că este destul de complicat, nu poate, nu au avansat așa de mult. Și atunci doctorul de acolo de la ZOST mi-a spus că să mă liniștesc, că va fi totul bine. O să trimită la un spital de neurologie mai mare, la Köln. Și trimite el toate documentația, Toată tot documentația ca să știe ce e de exact, acolo, ce s-a întâmplat cu tine până în exact, momentul de față. până atunci, În momentul în ăla. momentul actual. Și atunci m-au programat doctorul de la ZOST, mi-a făcut termin tot, am primit acasă de la Kion, că data de până să mă duc să vadă despre ce e vorba, mi-au făcut un nou MRT. Și atunci o spus doctorul care m-a preluat și chiar îi mulțumesc că m-a ajutat foarte mult că să fiu liniștit, că în timp va fi totul bine, că o să trebuiască să fac un chimioterapie pentru venișoarele care nu s-au putut Repara. repara în restul de spitale. Și atunci mi-au spus că mi-a programat într-o diferență foarte mică ca să fac chimioterapia. Mi-au făcut chimioterapia. Atunci am avut, iar a fost destul de complicat foarte pentru mine. Eu zic că a fost destul de complicat, fiindcă chimioterapia nu e așa ușoară. Nu s-a făcut chimioterapia până prin venă, ci cu un aparat special ca să le ardă în interiorul creierului. Wow.
Da. Și... Nici nu mi-am închipuit vreodată că există un asemenea aparat care să facă lucrul ăsta. Nici eu n-am crezut, dar a evoluat foarte mult toate. Medicina. Medicina, exact. Atunci am stat la fel, am stat la spital cam 2 zile, parcă. După aia m-a făcut termine, tot la 6 luni. Da. Ca să mă duc să vadă... Să faci aceeași procedură? Sau? Nu, doar o dată. O dată și atât, care a durat 20 de minute. Au zis doctorul că n-are rost să fie să... Că și acolo sunt foarte riscuri mari. Poate să prăjească definitiv, de exemplu. Exact, că nu e ok. Și atunci mi-au făcut 20 de minute chimioterapia, au zis că o dată și atât. Cum ți-am zis, m-au chemat tot la 6 luni și atunci au început tot în șase luni făceam remeneu nou. Da. Se vedea diferențe, nu mari. Deci de progres. De ăsta exact, înspre bine. Da. A spus doctorul că începe să fie bine, înspre bine, bine, da, dar până în 2019 am făcut tot la 6 luni drumul. Uh-huh. În Köln. La Köln, exact. Și după aia mi-a spus că nu mai trebuie să mai mă duc la 6 luni, o dată pe an. În 2020 am mers iarăși, mi-a spus că începe tot mai spre bine. După aia, în 2021, la fel. Și anul trecut, am fost din nou. Am făcut un RMT-ul. Uh-huh. Deci în fiecare an sau la 6 luni cât aveam terminele, trebuia să fac nou RMN-ul. Da. Și anul trecut am mai făcut încă un RMN-ul. După aia am mers la domnul doctor să-l citească, să vadă. Mi-a spus că nu se mai vede nimica. Deci aia zice că a spus că este bine, că am scăpat. Dar ca să fie domnul doctor convins, sigur și că tot e în regulă, o trebuie să fac iarăși din nou embolizarea. Da. Care, cum am spus, este foarte grea. Pentru mine a fost un chin. Fiindcă a fost embolizarea de în 5 ani de zile sau 6 ani de foarte multe ori. Da. Deci am avut în total 5 sau 6 embolizări. Wow. Deci este destul de complicat și crezi greu. Crezi că afectează cumva soluțiile alea de contrast? Nu. Pentru organism sau? Asta nu știu. Asta numai doctorii știu. Dar posibil că nu mă simțeam bine deloc. Deci cam o săptămână eram ca o legumă. Wow. Nu eram în stare de nimic. Dar mulțumesc la Dumnezeu că am trecut peste. Și cum am spus, anul trecut am fost acolo și am făcut embolizarea din nou. Și atunci doctorul mi-a spus că gata, am scăpat cu problemele ce am avut cu venișoarele în interior. După aia, am început în 2020,
am început să lucrez la firma Tonies, la Tonies Rind. Da. Am lucrat acolo. Nu m-am lăsat de ca să fiu să stau ca să mă exprim cel mai ok, pe banii statului. Am înțeles, nu asta, n-ai vrut să stai pe social, pe Exact, nu, șomaje, exact. și ai vrut să te duci la muncă, în continuare să Exact. muncești, să... Oricum, mi se pare că este destul de... Eu cred că munca, cred că ți-a fost de folos, te-a ajutat. Da, m-a Dar ajutat din foarte faptul că ai mult. venit și în contact cu oamenii, ai început să vorbești cu ei, să Exact. comunicarea care contează foarte mult pentru tine, de a-ți da din Exact. nou drumul la vorbă, la... Da. Cam 2 ani de zile foarte greu mă exprimam și acum Pentru că cam lumea greu. trebuie să înțeleagă faptul că dacă Sebastian vorbește puțin mai rar, asta înseamnă că își alege cuvintele sau se Exact. gândește la ceea ce urmează să spună, pentru că așa funcționează și nu altfel, pentru că e vorba de creier, nu e vorba de o unghie. Exact. Că creierul mic are funcțiile Motorii. motorice Da. de a vorbi, a merge, a vedea, a auzi. Toate funcțiile mi-au fost afectate. Mi-a fost afectat ochiul drept. Acum văd perfect, dar unghiul mort nu văd. Adică lateral unghiul mort nu o văd. Am înțeles. Îmi văd doar o lumină puternică. Atât. La fel, urechea mi-a fost afectată. Aud, dar să zic adică nu foarte puțin. Ok, aud, dar trebuie să aud să vorbe, să vorbească cineva mai tare. Am înțeles, da. Dacă aș avea o cască în ureche sau așa. Deci totul pe partea dreaptă. Da, toată partea dreaptă mi-a fost afectată. Și Deci munca cât de cât te-a ajutat. Ai început munca la da, Tonies? am început să lucrez și atunci când cumva am și uitat de problemele pe care le am și în timp no, fiecare au venit în Germania ca să-și facă un viitor, nu așa Să ca să stea steie. pe social. Exact. Eu sunt un om ca și fiecare de rând. Da, Deci mi se pare că pe lângă un om de rând, mi se pare că ești destul de luptător pentru faptul că ceea ce ți s-a întâmplat, mi se pare că ai luptat și te-ai străduit să fii ok până în ziua de astăzi. Mie mi se pare că, și vă spun sincer, pentru că dat fiind faptul că este în fața mea, Sebastian îl văd ca pe un om normal, ca pe un tânăr normal, nici de cum nu mă uit la el și nu are vreo problemă. În schimb, el simte că e altfel față de cum era înainte și eu îl cred și îi dau crezare. Cum simți că ești în ziua de azi? Adică în momentul de față, de exemplu. Adică sunt schimbări majore? Da, să zic că da, dar e greu ca să știi că ai fost un om în putere, Corect, da? un om foarte în putere Cu și energie, cu... exact și dintr-o dată să pici e foarte greu. Este că, spun din ceea ce am auzit, este că în momentul în care ai, nu știu, ți se întâmplă o problemă, de exemplu, ca a ta, este că tot viitorul ți se năruiește, se surpă, gândești că Da. nu mai există viitor. Da, Deci, din am punct de avut. vedere psihic, tu trebuie Da. să stai extrem de Da, bine. am avut chestiile astea, fiindcă
Mi-a vin, fost, cred că vin exact, singure exact. Ideile astea sau gândurile astea. Exact. M-au fost familia alături. Asta e cea mai important. Da. Îi mulțumesc și la tata că m-a ajutat foarte mult și că mi-a sigur fost tot ajutat timpul... să treci peste, sigur că exact, da. Că mi-a fost peste. Că dacă stau și multă lume cunosc persoane tot la fel cu problema de accident vascular, este a fost destul de complicat. Că nu au avut susținere. Exact, și este greu. Deci nu au fost ajutați de către familie, nu au avut susținere au fost, psihologică sau... Exact, psihică și fizică, cum da, ar fi. Da. Tu a trebuit să faci niște recuperări din punct de vedere fizic? Adică să înveți din nou să mergi sau știu eu? Da, da. Ai fost la medic specialist pentru treaba asta? Da, am fost... De recuperare? Da, am fost în Dortmund. Este o clinică de reabilitare foarte mare. Numele nu mai știu, dar este foarte mare. Acolo m-au pus pe picioare în 3 săptămâni. Wow! În 3 săptămâni. Clar, nu... foarte perfect ca să merg cum merg acum, dar m-a ajutat. Nu mai trebuia să fiu ajutat ca să mă duc la toaletă sau să mănânc. La început așa a fost. Că a trebuit ca să mă ajute cineva să mănânc sau la început a fost problema că asistentele de la spital, când, clar, după cât o perioadă destul de mare am putut să mănânc o mâncare normală, adică supe din astea la un pic mai mai consistente. Exact. Și acolo asta s-a întâmplat în la Ham. Asistentele a venit și îmi dădeau de mâncare. Deci oamenii chiar și-au dat interesul. Da, sau ori au avut grijă de mine, au avut și chiar le mulțumesc. Deci... Consider că dacă, de exemplu, cu problema ta, dacă ți se întâmpla lucrul ăsta în România, consider că a fost de bun augur sau în ghilimele de bun augur faptul că s-a întâmplat în Germania și nu s-a întâmplat în România? Adică ai fi văzut, n-ai cum să faci comparație pentru că nu ai fost și în România bolnav, ca să zic așa, cu aceeași problemă. Da. În schimb, probabil, din ceea ce eu cred personal, eu cred că a fost bine, într-un fel, binele... Scuză-mă că spun bine, dar e în ghilimele faptul că s-a întâmplat în Germania și nu s-a întâmplat în România. Exact. Că probabil că există posibilitatea ca în România să nu fie avut aceeași aparatură care să, știu eu, să dovedească medicilor că unde este problema în creier. Pentru că e vorba de creier, nu e vorba de o unghie sau un picior. Mână, un picior. Exact. Da. Doctorii i-a spus la tata că da, dacă s-ar fi întâmplat în România, era destul de probabil complicat. Că poate nu mai erai în ziua de astăzi sau poate erai o legumă. Exact. Exact. Deci oarecum a fost spre norocul tău că s-a întâmplat aici. Da. Cu ghilimelele de rigoare, că nimeni n-ar vrea să se întâmple exact, vreodată nici la 18 ani, nici la 50 și nici la 100 de ani. Exact. N-ar vrea nimeni să-i se întâmple așa ceva. Exact. Asta e. Viața mea trebuie să meargă înainte. Mie mi se pare că ești un tânăr, că asta se vede clar, dar ești un luptător și ți-a plăcut viața și îți place în continuare viața și ai luptat ca să fii din nou același care ai fost înainte să se întâmple problema pe care ai avut-o.
Da. Da. Ce ai înțeles după ce tragi linie astăzi, că cum erai înainte și cum ești astăzi? Sau ce trebuie, sau unde ți se pare că ai greșit în viață? Adică ce făceai greșit înainte și ai înțeles de la viață că este oricând, așa, poți să nu mai fii. Sau poți să fii, dar să nu știi nimic de tine, ce e cu tine, să... Aici, sincer, nu am ca să pot să-ți dau o... Un argument. Exact. De greșit n-am greșit niciodată, asta e clar, că am avut cei 7 ani de acasă. Da. Care poate unii nu au, dar eu o am. Am și respect față de persoane și de familie, e clar. Momentan nu am familia mea cu copii și ăsta, dar este vorba de familia mea care mi-a fost alături tot timpul și încă mie alături mie. Adică ți se pare... Adică, în sensul că, de exemplu, ce ai fi făcut sau... Da, ți se pare că ai greșit undeva înainte, probabil că, nu știu, beai prea mult sau mâncai prea multă mâncare cu zahăr sau probabil că la ceva de genul ăsta mă refer sau probabil că făceai chestii pe care tinerii în ziua de astăzi le fac. Înțelegi tu și în ziua de astăzi, după problema pe care ai avut-o, poți tu să spui, bă, am greșit că beam Red Bull, am greșit că fumam, am greșit că... Asta pentru da. Că sănătatea este acum și probabil că în secunda următoare poți să nu o mai ai. Da, asta da, am... Înainte, da, am băut foarte mult Red Bull, care poate m-a ajutat și asta la să am un accident. Dar nu ai certitudine. Nu. Doctorii au mai multe variante care nici ei nu știe 100% da. Din ce cauză poți să ai un accident. Am înțeles. Este mai multe. Malformații, din naștere, în timp. Supărări, necazuri? Exact. Adică te gândești prea mult la niște chestii și te frămânți și... Sau da. Probabil că ești nervos sau prea nervos sau... Exact. Toate astea s-au acumulat. Se adună. Da. Mai de bine înțeles. Da. Și de aia. Dar fiecare are problemele de lui, fiecare avem supărări, clar, avem... Da. Cam astea sunt. Că e greu că să mergi într-o țară străină și nu, că nu ești ca și acasă, în țara ta natală. Limba ta, oamenii exact, pe care îi cunoști sau exact. Cu care poți ușor să interacționezi, exact. Dar fiind faptul că nu există bariera asta lingvistică. Exact. Dar oricum tu te descurci, adică tu ai făcut și ceva școală aici. Da, am făcut, asta a fost în 2019, am făcut o școală de, am făcut școala de germană în Reda. Da. Am dat și examenul de B1. B1, da. B1. Nu l-am luat clar B1, dar este A2 B1. După aia am făcut școala de cetățenie. Ai un background test? Exact. La fel, clar că nu l-am luat cu punctele necesare, dar oricum acum o să vreau să dau din nou ca să-mi iau cetățenia. Vreau să mă stabilesc aici. Vreau să mă stabilesc, dar este problema că nu știm niciodată ce se întâmplă după zi pe alta. Corect, nimeni nu știe. Și de aia.
dar în principiu am învățat o limbă cu greu, că mi-a asta și doctorii care m-au cu care ai intrat în contact? Cu neurologul și asta mi-a și spus. Problema cum a fost la mine nu e așa ușoară, că creierul la tine a fost afectat. Și de aia. Ca să se repară, să se repară un creier, durează ani și ani. Din câte am înțeles, acum nu știu sigur, doar că medicina a avansat atât de mult și specialiștii, cel puțin cei care sunt specialiști în neurologie, adică cu creierul, da. Li s-au dovedit că organele, chiar și creierul, se autorepară. Da, se autorepară, dar durează, cum am spus, durează ani. Nu e după zi pe alta. Că mi-a și spus, eu n-am mai știut să mai vorbesc, n-am mai știut să cine sunt, familia, astea toate au fost din cauza neuronilor. Da, da. Am pierdut foarte mulți. Că un creier, nu știu câte miliarde de neuroni are. Nu sunt doctor, dar ce mi-a explicat doctorii în timp. De-aia durează. Deci asta durează foarte mult. Ai avea, de exemplu, un mesaj pentru oameni în general? Da, aș avea. Trebuie să, părerea mea, să aibă mare grijă de ei, de sănătatea lor. De sănătatea lor. Niciodată să nu lase după zi pe alta, că mă doare un pic ceva, trece. E bine imediat să se ducă la medic să se controleze, să se caute. Așa am făcut și eu n-am făcut chestia asta și uite ce s-a întâmplat. Și îmi pare rău acum, că poate eram exact cum am fost înainte, dar e chestia că, cum am spus, o durere de cap are mai multe complicații. Da. Deci o durere de cap care chiar persistă. Exact. Deci imediat trebuie să mergi să te controlezi, da, să vezi despre ce e vorba cu tine, că exact, poate să fie niște chestii atât de ciudate și de complicate, exact, încât medicul poate să zică, scuze, ați ajuns cam târziu, exact, adică hai să facem, să încercăm să facem exact, ceva. Exact. Dar e bine dacă vezi că durează, nu știu, o zi, două, trei, imediat. Da. Că eu, cum am povestit și am spus, pe mine m-a durut capul o singură parte, pe partea stângă, am avut durerile de cap. Nu capul, da, complet. Deci doar o parte. Doar o parte. Partea stângă. Chiar interesant. Adică să nu te doară tot capul, decât o singură parte. Da. Da, deci atunci trebuie să-ți dai imediat. Exact, e acolo deja e ceva. E ceva o problemă. O problemă. Că cum își spus, mi-a spus doctorul, dacă mergeam atunci, când am început să simt durerile, scăpam. Să făcea embolizarea, le venișoarele alea care au fost cu probleme, care Ai idee cât de finuțe erau venișoarele alea din creier? Ce mi s-a spus, că sunt ca și firul de păr. Wow. Deci micronic. Exact. Deci foarte subțiri. Subțiri. Dar dacă s-ar fi, cum ți-am spus, dacă să mergeam atunci,
cu o săptămână înainte, când am început să am durerile de cap, scăpam, îmi făcea embolizarea, îmi repara venele, unde să fac, ca să înțeleagă oamenii despre ce e vorba, cum se întâmplă chestia asta. Sunt venele normale, dar până vena normală se face ca un fel de balon. Și atunci sângele merge până vena normală Da. și ea se umflă Am înțeles. și atunci se sparge. Aia înseamnă un accident vascular. Deci nu mai rămâne Vena întinsă normală. și fixă și Exact, ea așa? se face ca Yes. Da. o val. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Sângele merge și așa și așa. Deci acolo e Practic, presiunea. el copiază Exact, vena. exact. Dacă vena este strâmbă, merge după ea, sigur că da. Exact. Se face presiunea prin venă. Și atunci așa se întâmplă un accident. Deci asta eu spun ce mi-a spus Am doctorii. înțeles. Deci asta Știi ei ce ce mi mi-a se pare mie spus. absolut ciudat în toată chestia asta? De ce așa de tânăr? Pentru că înțeleg, nu știu, să facă cineva probabil care chiar a trecut prin niște, nu știu, probleme destul de mari, nu știu, la 50 de ani, la 60, la 70, habar nu am, adică la 18 ani scuze, dar nici n-ai apucat să faci să pășești cu piciorul în viață. Exact. E destul de ciudat. Da. Înainte n-am auzit atâtea accidente Care se pot să se întâmpla la tineri? întâmple exact așa de tineri și Da. de multe accidente. Acum, crede-mă că te uiți la televizor plins. Deci chiar plin. Se pare prea devreme, prea de tânăr, adică Da. în sensul ăsta. Este greu. E foarte greu. Dacă consider că la sfârșitul, la încheierea interviului, dacă consider că nu te-am întrebat ceva, pentru că practic nu prea aș fi știut ce să te întreb, în schimb pe parcurs mi-a mai venit vreo idee, ceva sau am fost interesat, curios de ceva să te întreb, în moment ce ai început tu să povestești. Dar dacă există ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea tu să spui în continuare și nu te-am întrebat. Deci poți să spui acum. Da, aș vrea dacă vrea cineva ca să mă ajute cu ceva foarte important. La muncă am avut un accident de muncă. Asta a fost acum un an. Am nevoie de un doctor foarte bun la mână, adică tot e de neurologie, că așa mi s-a spus mult, adică mulți doctori ce am mers până în Gütersloh, Reda și așa mai departe, mi s-a spus că mi-e fisurat nervul și mi-este mâna foarte umflată, am dureri foarte mari, dar deja nu mai știu ce să mai fac. Dacă știe cineva, un doctor specialist, Neurolog? neurolog și asta ar fi de operat, Am care înțeles. mi s-a spus, este de operat. Și nervul ăsta unde este? La palmă, În palmă. da, la mâna stângă. Am înțeles. Deci, dumneavoastră, cei care vă uitați, urmăritorii Salut Europa TV, care priviți acest videoclip, dacă dumneavoastră aveți cunoștințe despre un medic care este neurolog, faceți, vă rog, un bine din sufletul vostru să îmi scrieți pe Salut Europa TV în secțiunea de comentarii să putem să-l ajutăm pe Sebastian, că e păcat pentru că este român de-al nostru, e tânăr și merită. De ce nu? Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu.
Cosmin. Cu plăcere, cu cea mai mare plăcere. Și mulțumesc că m-ai invitat. Și să ne întâlnim cu bine. Cu mare plăcere, și... de fiecare dată, de câte ori ai, exact, vrei să spui ceva. Exact. Și tuturor care o să vadă acest mesaj, ca să învați, să învețe, da, o problemă, ca să știe despre ce e vorba. Că da, mi se pare în primul rând că le-ai dat oamenilor foarte multă informație prin videoclipul respectiv, prin videoclipul pe care îl facem noi astăzi, și mi se pare că oamenii trag deja concluzii. În momentul în care este văzut acest clip, o să tragă concluzii și bănuiesc că mulți o să se oprească la ceea ce fac în ziua de azi. Adică da, totul are o limită și da, totul trebuie făcut cu frână. Cu... Exact. Da. Deci asta ar fi, dacă vrea să ajute pe cineva, să facă cu drag, nu cu ură. Am înțeles. Deci asta, părerea mea. Acum fiecare are mentalitatea. Cu siguranță, altfel, da. Mai clar. Sebastian, mulțumesc frumos pentru acest interviu. Iar dumneavoastră vă mulțumesc și încă o dată, dacă aveți posibilitatea de a cunoaște pe cineva, pe un medic specialist în neurologie, vă rog să scrieți în rubrica de comentarii și să-l ajutăm pe Sebastian. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas cu noi până la sfârșitul acestui videoclip. Noi ne reîntâlnim data viitoare, ori la un podcast, ori în cadrul unui videoclip informativ. Toate cele bune, multă sănătate, ciao!